Deja de mai mult timp, mai multe întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ sunt în insolvență pentru pretinsele datorii față de termoelectrica. Prin urmare, termoelectrica a cerut insolvența întreprinderilor municipale de gestionare al fondului locativ. Nu toate, dar în mare parte, practic, din cele 23, mai mult de jumătate sunt la ziua de azi în insolvență. Prin intermediul instanței de judecată, la solicitare, termoelectrica, au fost desemnați administratori. Nu știu de ce direcția locativă comunală nu vrea să spună expres situația care să o cunoască și lumea, deoarece situația nu e de o zi și în mare parte prietenii au spus situația care o avem cu strânsul crencilor și curățenia se datorează inclusiv a situației create. Ori, administratorii motivează și refuză să execute lucrările prevăzute în fișele de post și în sarcina acestor întreprinderi. E vorba de curățenie, evacuarea frunzilor și întreținerea fondului locativ. Unica chestiune importantă pentru ei, pentru termoelectrică, este acumularea datoriilor. Celelalte așteaptă. Situația a devenit și mai gravă și ne îndreaptă deja spre unde se vrea, de fapt, să se ajungă, având cazul întreprinderii 23. Acolo, administratorul și acești administratori nu gestionează doar o întreprindere, nu sunt numiți administratori doar pentru o întreprindere, dar sunt și câte 5 întreprinderi au, ei sunt administratori desemnați de instanță de judecată. Noi știm că după intemperie din 20-21 aprilie, volumul lucrătorilor de igienă din întreprinderi este peste limita prevăzută. Și acestor urmează să li se achite salarii respectiv după volumul de lucru executat. Pe de o parte, oamenii cred că se bucură, ori este o posibilitate pentru ei pentru a-și face un salariu mai mare. Săptămâna trecută, acest administrator de la întreprinderea 23, nu pot să vă spun, eu chiar nu cunosc, direcția locativ comunală, cred că trebuie să vă spună și dumneavoastră puteți afla, cred că puteți afla, a venit, a dat indicații contabile ca toți banii acumulați pe cont să i-a preluat, era vorba de 50.000 de lei. Întreprinderea încă a rămas cu vreo 2.000 de lei datorii față de acest administrator. Iar oamenii, din situația de ziua de vineri, în întreprindere rămăseseră doar 3 angajați. Ceilalți toți au depus cereri și s-au eliberat.